Bună ziua la toată lumea! Am revenit și eu de afară, de la aer, dar acum nu mai este aer, deja s-a pus căldura. Nu știu de ce vreau să mă pot să fac. Aș vrea să gătesc sau să trag cu drum, să-mi spăl. Am niște traverse din casă care le-am scos și trebuie spălate pentru că intră rusalele. Mâine. Și nu știu ce să mai fac. De mâncare, dacă fac mâncare, am făcut și ieri, și pui la cea unsă. Au mâncat, după aia nu mai. Au făcut altceva pe afară. Au făcut pește și m-au supărat după aia. Și mai ales că eu nu mănânc când mănâncă ei atunci. Eu aș vrea să nu mai mănânc seara, să zicem. Nu mai mănânc pentru că îmi face rău. Să mai evit așa cu mâncarea. Am făcut pui ufert, așa cu ardei grasă, neprăjit. Mai mult în obuși la tigaie. Și acum am o problemă că m-a luat răcel așa, în nasul înfundat, dar nu știu ce. Dacă spălă cu valele nu are nimic, am drece. Bate vântul frumos. Am ceva așa, am mă rog, pe gât. Poate unde am stat cu geamurile deschise, cu ușile să fie curent. Ei, în timp ce au făcut pește aseară, eu mi-am făcut el curat pe hol, am spus și ce mai era de spălat. Am mai spălat holul pe jos, pentru că trebuie să spăr, că tot trec încălțat pe aici și se murdărește imediat. Se vede. Trebuie să le spăl neapărat, să nu le mai văd aici. Nu știu, m-am uitat în ladă să scot iar carne, să le fac mâncare, prea nu prea le convine, nu știu ce au. Ei mănâncă ce vor ei și eu mă chinui, m-am supărat. Eu mă chinui să gătesc, să fac și rămâne mâncarea și ceva cu ea. O arunc. Mi-e bate în joc de pui, de toate alea. Și am fost puțin așa mai nervoasă seara. Nu prea era mânta nebun. Unii mai lucrează, se aude potidiscul. În oraș nu vreau să ies, asta am după ce. Chiar dacă e sâmbătă. Mâncăm ce avem. Nu e neapărat să ies în oraș. Dacă e ceva problemă, să mă duc cu mai multe, nu după un singur lucru. Aiurea. Am pus ulei la mașină și tot îmi stă acela buton aprins. Nu se mai ia butonul din bord de la prins. Nu s-a oprit încă. Și acum e aprins. Nu cer scuze, n-am mai răspuns la comentarii. Era la puține, dar cred că și voi sunteți ocupați tot la fel. Voi sunteți ocupați cu serviciu care mai ies în care nu sunt în vacanță. Nu mai aveți timp să ne urmăriți. Asta e. O să ne revenim la normal. M-am umplut de boxea, dar nu știu de ce. Culori. Pentru că s-a făcut Leonardo cu niște culori pe aici pe afară, a venit să-l spăl la baia teră și m-am umplut de pizdă și nu mi-am dat seama. Este clar, dar te dai seama dacă ai să mergi undeva și ai treabă, n-ai cum să mai ții cont de căldură, trebuie, dar eu acum n-am unde să merg. Chiar n-am după ce. Acum dacă vreau să găsesc ceva și roșii și castraveți, sunt peste tot. Și n-au vrut ieri, nu numai la piață. Piața e de păsă, să iei un pui de casă, o găină de casă. Dar ne-am învățat să nu mai de ăștia cumpărate de la market. Numai de la market. Doar eu ce-am dus-o pe mama la farmacie, că a fost așa ce mai trebuie. Vă dați seama că se duc pastilele, nu s-o țin când le cumpărăm. Dacă ia în fiecare zi, să termină. Și aia e treaba, că nu ia multe. Trebuia să-l mai puține ca să mai mergem. Așa cu grijă, de nu mă apuc de o treabă, pentru că știu că nu am gătit.
Să le fac mâncare. Mă supără pe ei, după aia mă întorc. Aseară mi-am făcut puțin părul, acasă, pentru că mi s-a făcut să... mi se descolorase prea de tot. La 2 săptămâni, deja părul meu trebuie să-l boxez din nou. Toată lumea pleacă în vacanță, toată lumea profită de ocazie, dar noi tot așa suntem. O să plecăm și noi. Cred că ar trebui să mai plecăm și noi de acasă, că ne-am supărat aici. Nu mai e același lucru zi de zi, nu mai mâncare, nu mai măturat și ce mai facem pe aici. Mai trebuie și pleca de acasă, că și mai zic. Tu de la bucătăria mai bine. Aici este locul meu preferat. E bun în pahar de apă, nu e bun cu lămâie, pentru că am băut cu lămâie ieri cam toată ziua. Apă și felii de lămâie așa mea. Am băut destulă. Bine că mai mi-au revenit. Mi-a trecut de alergie. Aia mai am puțin așa urme, dar mulțumesc lui Dumnezeu. Că n-a fost și mai rău. Avem o bucată. Le-aș face niște pâinică de aia deocamdată. Aș face niște gogoși, da. Nu prea sunt negativ pentru gogoși. M-am învățat una asta roză, dar nu-mi place deloc. Îmi stă cu culorile astea deschise. M-am învățat mă închise. Asta roză nu știu. Parcă s-am preluminată. Sunt o bună zile de casă. Nu știu niște adicare să le deschizi, aș face o supiță ea de figa. E bună aia, ușoară. Supiță de adicare sau... aș vrea să fac din oase de porc proaspete. Macaroane cu tot. Nici eu nu știu foarte din toată sunt azi. Nici. Cinciouă. Spune de face la mine asta. Deja un chec cu prăjitură. Dar nu prea merge ce trebuie deocamdată, nu sunt pregătită pentru el. Asta ce fac eu acum, fac pâinică de aia. Oh. Punem și zahăr. Punem zahăr pentru că le face mai dulce, să fie dulce. Trebuie un pic de lapte, dar cred că laptul nu mai e. L-au pus puțin în pahare, unii nu l-au băut și am mâncat. Doale, să-i place să bea călduț, așa încălzește paharul ăla într-o mână de mai puțin, așa mă fierbinte, călduț. Zice că doarme liniștit, când era pe călduț.
Și nu mai punem nimic, îl facem așa cum făcea bunica mea. Nu mai avea ouă, ăla, lapte și toate alea. Bătea ouă, le punea zahăr și băga pâine. Acum, prea multe și bun. Ce mai mâncați, Alina? Da! Mă prieten. Suntem întors și o să facem tot. Nu știu ce să fac. Sunt aici! Am pus și tivaia, am pus și de ulei. Mai mănâncă copiii, vor ceva dulce, le mai dau de asta. Mai dulciuri, dulciuri. Ceea ce mănâncă e toate postiile acum. Toată lumea a luat rană. Nu mai să mă pot. Ce s-a întâmplat de la căldură? Deocamdată am pus apta. Nu prea mult, pentru că nu vreau să fie uleios așa. Trebuie să nu-mi fac cu ei cu mine. Și de ce să fie cu ulei cu mine? Nu mai încerc. Pentru Leonardo, da, știu că este greu cu ăsta, face mai... mănâncă pâine, nu? Și galbine sunt două, așa. Foarte bune. Ouăle bune de țară. Aș vrea să fac ceva, o ciorbă, ceva, dar nu știu de care ceva bun. O ciorbă, dar nu știu de care. Ceva așa, o ciorbă acră. Mamă, ce fac asta? Asta n-am pus mult ulei, nu mi s-a părut, dar asta e tot uleiul care facem pâinea, nu o să mai pun. Atât cu ăsta rămâne. Ce miroase de frumos. Dar și ăsta e prăjit tot ce mai face rău la stomac, dar... Acum, dacă ar fi, trebuie să mâncăm regim toată lumea, nu mai să mâncă unul așa, unul așa. La fel, dar nu avem cum. Asta cu a rămas ouă pe pâine, asta a dat pâine.
Nu ai ghiloc cu apă sau lapte, ceva. E și bun. Da! Ia, o să mai pun. Le place la copii pâinica asta. Mâncă și fetele. Și la ursul îi place la tot. E foarte bun. Nu te-ai duce, dar mi-e bine așa. De pe să fie dulce rău. A ieșit și Leonardo. Am terminat și pâinica. Arată bine. Îi mai trebuie un pic de zahăr, mai pune ei așa dacă nu le place, dar e foarte bun acolo să joacă Leonardo. Ești David. David, vrei pâine cu ou? Imediat. Ia-l la baie. Prieteni, cam atât cu acest mic dejun. Vă mulțumim și vă dorim o zi frumoasă, plăcută și multă sănătate. Să aveți, pa, pa!